suntem la Snow Ice Race. Din păcate, e un pic mud and snow ice race. Nu știu gheață dacă mai este pe traseu. Cel puțin aici jos la start nu a ținut vremea cu organizatorii și s-a transformat în un pic de noroi. Nu e foarte mare, că e multă piatră aici la munte, dar eu zic că o să fie frumos și așa. Toată problema e că plouă încă. Ne-au dat destul de bine. Am improvizat aici o prelată, o perelină. Nu prea am venit pregătiți pentru ploaie. No, da, asta este. Acolo un panou lasă frâna. Asta e prima curbă din urcare, la începerea urcării. Acolo jos e zona de start. Și ce să zic, sper să facă show băieții. Hai, vă filmez când încep ei să urce. Clasa moto și acum urmează canamurile. Urmează clasa, cred că de 800, ATV-urile de 800. 800 sau 1000. Avem un Renegade la start. Pregătește pentru plecare.
free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. Yeah.
Deci e un concurent să dă de alapă pe drum. Îi dă tare în felul. Vine acum un concurent pe care l-am mai văzut și la Brut, la Ofro. Consum. Oameni buni, suntem la Mad Snow Race, eventual. Tocmai s-a încheiat prima tură. Au plecat toate, inclusiv motoarele, ATV-uri, categoria 800 și 1000 și SSV-urile. Au plecat toate, au luat start odată. Și eu acum vreau să mă întorc înapoi spre bază. Am urcat un pic mai sus de CP1. Cred că am venit vreo 2 km de la start. Traseul în total are vreo 17 km. E o buclă. Și na, nu mă mai duc că e destul de nasol pe jos. E, nu pot să acoperi tot traseul, n-ai cum. No, din păcate anul ăsta n-am putut să vin cu motorul. Organizatorul o interzis intrarea pe traseu cu motorul în timp ce se dă startul sau, mă rog, pentru filmat. Și atunci am venit pe jos, am urcat până unde am putut. Sud le-au arcă, au plouat într-una de azi dimineață, de când am ajuns la cum îi zice, la pensiune, la Popaspop, la secretariatul cursei, unde e secretariatul cursei. Deci plouă într-una de azi dimineață. Am luat pe mine un sac din ăsta de gunoi. Am făcut o improvizație cumva să nu mă ude chiar așa de tare. Deci plouă, Doamne ferește, nu sunt tocmai condiții ideale pentru o cursă, dar asta e. Când vremea nu vrea să țină cu noi, nu ține. N-are nimeni nicio vină. Uite cum curge apa pe pârâu. Deci are o viteză fenomenală. Îi aproape la fel de tare se duce la deal, la vale, cum vin băieții ăștia la deal. Cel mai mare spectacol până acum fiind un traseu de fugă, practic de sprint, pe drum forestier. L-au făcut ATV-urile clasa 1000
de centimetri și SSV-urile. Astea cred că și ele erau de 800, de 1000, nu știu exact. Oricum, au făcut senzație. Uite aici cum curge apa de peste tot. Cred că s-a format curaie din 50 în 50 de metri, poate chiar mai multe sau chiar mai des. Acum mi-au anunțat de jos, aici mai sus este un checkpoint, e primul CPO și mi-au anunțat de jos că se dă drumul și la tura a doua. Deci astăzi practic e un traseu de 17 km, între 14 și 17 km. Cât de cam atins și numărul de pași. Și se fac două ture, se fac două bucle. Da, ideea e că uite acolo cum îi zburăște de sub rădăcine la copac. Se scurge apa de peste tot. Pe drum e pârâu, prin șanț e pârâu mare, scurge apa de peste tot. Na, da, asta este. Tocmai s-a anunțat că se dă drumul și la tura a doua. Și eu vreau încet să mă întorc pe bază, mai prind niște cadre pe întoarcere și pe sud, doar că mă întorc înapoi. Vezi cum mă duc la cazare după ce ajung jos, că nu mai pot. Dacă vreau să vin și mâine, trebuie să am un pic grijă astăzi. Deci este o deviație. Așa. Bun, să nu mai curgă atâta pe drum. L-am mai stopat un pic. Cred că s-a format deja pârâu și pe drum. Ce să zic? Îmi pare bine că, uite, m-am întâlnit aici cu băiatul de la Untouchables. Am povestit un pic cu el, el era mai sus după primul CPO și na, așteptam de mult să mă întâlnim, să îl cunosc și eu în persoană. Îmi place tare ce face pe YouTube, munca pe care o depune. No, ei, era util, săracul. Da, asta este. Asta e sportul, astea sunt cursele, indiferent de vreme, oamenii se întrec. Uite aici cu ce agresivitate vine apa la vale. Da, dacă eu cad acolo, eu cu 100 de kg mele, plus minus 10 kg, mă duce ca pe un lemn la vale. Păi nu mi-aș dori. Plouă bine, nu-i bai. Uite și aici deja câtă apă curge pe drum. Făcut băieții niște urme pe drum. S-au format curaie acum. Uite și aici ce frumos curge apa asta. Asta e apă curată, vine din pământ, asta nu spală la suprafață, ci vine din pământ, zici că e zborăște. Natura neîmblânzită. Bine, hai că ajung cu povestile. Mai revin cu cadre. Salut!